weekend vremea va fi mohorâtă, dar caldă. Cerul va fi înnorat și vor fi condiții de ploaie slabă sau burniță. Sâmbătă va fi o zi de toamnă cu cer mai mult noros, iar temperaturile maxime se vor încadra undeva în jurul valorilor de 13-14 grade Celsius. Duminică vremea mohorâtă va continua să persiste, iar temporar va și ploa, astfel că temperaturile vor fi în medie de 8-9 grade dimineața și 13-15 grade la amiază. Astfel, sâmbătă în Bolintin, Hotarele, Comana, Ghimpa și Izvoarele se vor înregistra 13 grade, la Mihăileș 12, iar în Giurgiu va fi cel mai cald, unde temperaturile vor ajunge chiar și la 14 grade. Duminică temperaturile vor crește cu un grad, astfel că în Bolintin, Hotarele, Comana, Ghimpas și Izvoarele se vor înregistra 14 grade, la Mihăileș 13, iar la Giurgiu termometrele vor indica o valoare termică de 15 grade. Vântul va bate din direcția nord cu o putere de 4 km pe oră. Presiunea atmosferică va fi de 755 mm coloană de mercur. Dunărea este în scădere cu 2-12 cm, iar cota probabilă este de 194 cm. Umiditatea aerului va fi de 80%.